Scenă de coșmar la Mol, un copil a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 1. Aceasta a reușit să scape doar cu câteva răni ușoare. Fetița de 6 ani a căzut de la etajul 1 în Molul din centrul orașului Zalău. Micuța se afla cu fratele său pe scările rulante, iar la un moment dat a amețit și a căzut peste balustradă. Mama acestora era afară, iar băiatul a fost cel care a chemat-o pentru că minora a început să urle de durere. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale și au transportat-o la spitalul de urgență din Zalău. Fetița a fost diagnosticată cu fractură de membru superior stâng, zona antebraț, și va rămâne internată la secția de ortopedie.